Principesa Margareta, prima fiică a regelui Mihai I și a reginei Ana a României, este principesa moștenitoare și custodele coroanei române, potrivit casei regale. Născută în Elveția, ea a studiat sociologie, științe politice și drept. Ea l-a însoțit pe regele Mihai în turneele susținute în perioada anilor 1997 și 2002 pentru a sprijini aderarea României la NATO și UE. Într-un interviu dat presei române în 2015, principesa Margareta a zis că ea a crescut ca o persoană democratică și că ar fi pregătită să-și asume un rol mai central. Noi suntem pregătiți. Vrem să servim țara cum putem, cum făceam acum, cum a făcut în exil regele și cum poate să fie în viitor. Dar nu depinde numai de noi, depinde de români și de voința politică, susține principesa Margareta. Statutul casei regale a fost promulgat de regele Mihai acum 10 ani, iar principesa Margareta poate folosi titlul de regină. Începe un nou timp pentru casa regală a României. Cu aceleași principii și sentimente ca ale tatălui meu, voi continua să servesc interesele fundamentale ale poporului român. Corpul neînsuflețit al regelui Mihai I va ajunge pe pământ românesc miercurea viitoare. El va fi transportat la castelul Peleș, unde regele a copilărit. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, președintele Parlamentului, Andrean Candu, dar și prim-ministru, Pavel Filip, fac parte din grupul de oficiali așteptați la castelul Peleș pentru a transmite condoleanțe familiei regale. Joi, sicriul regelui Mihai va fi depus la Palatul Regal din București, unde oamenii pot veni pentru a prezenta omagii. Regele va fi dus pe ultimul drum sâmbătă la Catedrala Regală din Curtea de Argeș, unde va fi înmormântat alături de soția sa, regina Ana, care a decedat anul trecut. Premierul României, Mihai Tudose, a anunțat că pe 14, 15 și 16 decembrie va fi decretat doliu național pentru funerariile regelui Mihai.